vorbim despre deputatul Viorel Focșa, cărui soție s-ar fi lovit singură într-o busculadă în care erau doar ei doi și o ușă. Țineți minte povestea asta, nu? Ei bine, nu e la prima busculadă, ce să vedeți, ca să-l cităm pe domnul Focșa. În 2019, aceeași soție a sunat la poliție reclamând că soțul i-a tras un pumn în față. A cerut ordin de protecție atunci, dar în fața instanței femeia a spus că vrea ordin de protecție, dar că, atenție, sunt nevoit să locuiască în aceeași casă, pentru că ea nu are unde să se ducă și nici el nu are. Așa că instanța nu a putut emite documentul, logic, nu? Care i-ar fi oferit femeii protecție. Este prima dată când vă lovește? Este prima dată când a fost ceva mai grav, dar incidente și conflicte în familie au mai fost de-a lungul celor 13 ani de când suntem împreună. Asta povestea Claudia Focșa pe 6 ianuarie, imediat după incident. Spunea că a depus plângere penală împotriva soțului, că vrea divorțul și că s-a mutat din căminul conjugal. Recunoștea că soțul nu era la prima ieșire în decor, doar că acum fusese mai grav. În 2019, pe 3 iulie, aceeași soție ceruse ajutorul poliției. Cumva, același scenariu. Din procesul verbal încheiat de organele de poliție la data de 3-7-2019, reiese faptul că reclamanta a sesizat organele de poliție cu privire la faptul că a fost agresată fizic de părât. În cauză, organele de poliție au dispus emiterea ordinului de protecție provizoriu, ocazie cu care părâtul a amenințat-o pe părâtă. Exercitarea actelor de violență sunt relatate și de către reclamantă, care a arătat faptul că în data de 3-7-2019, pe fondul consumului de alcool, a lovit-o cu pumnul în zona bărbiei. Actele de violență fizică și verbală sunt confirmate și de martoră, care a precizat faptul că la data de 3-7-2019 părâtul o jicnea pe reclamantă și îi se adresa pe un ton ridicat. Iar parchetul de pe lângă judecătoria Constanța a cerut un ordin de protecție pentru doamna Focșa, să fie evacuat din domiciliul conjugal, să nu se apropie la o distanță mai mică de 200 de metri față de victimă, față de casă, de rude și să nu o sune. În aceeași motivare se arată că la termenul unde s-a judecat solicitarea doamnei și a parchetului de a se emite un ordin de protecție, Dumitru Focșa venise cu un document medical. Fiind prezent în fața instanței, părâtul și-a manifestat regretul cu privire la cele întâmplate și a precizat faptul că pe viitor dorește să își revizuiască comportamentul, urmând în acest sens și un tratament recomandat de medicul psihiatru. Părâtul precizează că îi pare foarte rău că a venit din voiaj încărcat sufletește și a refulat în familie. Iar soția a cerut instanții să-l oblige să urmeze tratamentul, dar totodată femeia a spus că nu are unde să plece, că soțul nu are unde să se ducă și că sunt nevoiți cumva să stea sub același acoperiș. Totodată, reclamanta a precizat faptul că nu dorește ca părâtul să fie evacuat din domiciliul comun și că își dorește ca acesta să dovedească pe viitor faptul că se poate îndrepta, dar pentru început comunicarea dintre cei doi să se rezume la discuții strict necesare. Ca atare, instanța nu a putut emite un ordin de protecție. La 3 ani și jumătate distanță, Dumitru Focșa este acuzat că a recidivat. Sub impulsul mâniei ei, da, soția a sunat la 112, după care a regretat. Explicația acestuia a șocat o țară întreagă. A avut o julitură la nas, care în busculada care a fost acolo, nu pot să știu dacă a fost de la contactul dintre noi, pentru că eu n-am ridicat mâna asupra ei, sau de la ușa de la dormitor, care, mă rog, acolo a fost, acolo se spune, a apărut primele picături de sânge. I-a curs și sânge soției. De la nas, da. I-a curs sânge pentru că eu vroiam să intru în dormitor, ea se opunea. Când am văzut că a început să-i curgă sânge, am renunțat la orice opoziție, știți? Pentru că a început să țipe fetița. Soția a depus plângere pentru violență domestică, iar după câteva zile dosarul a ajuns la parchetul general. Culmea violenței domestice în cazul Focșa e că deputatul, exclus din Partidul Aur în cele din urmă, a spus că nu demisionează din Parlament pentru că vrea să pună umărul la combaterea violenței domestice. Mare deputat, domnul spune că dorește, ați auzit și în material, dorește să rămână deputat tocmai pentru a contribui la dezbaterea asta cu privire la violența domestică. În condițiile în care, Carmina, speța asta a debutat așa, cu un apel la 112, multă dezbatere după aceea, tot felul de apărători ai domnului care vorbeau despre uși și covoare de care s-ar fi împiedicat această doamnă. Și când colo, noi descoperim că omul avea antecedente, că astfel de situații au mai existat în familie, groaznice momente. Bun, procedural. Ca să mergem la procedură. Ce s-a întâmplat și la prima
situație și la a doua situație. În prima situație am văzut că polițiștii de acolo, de la Constanța, au emis un ordin de protecție provizorie în 2019. În 2019 pentru doamna și asta ar fi trebuit să facă și acum. Era treaba dumneaei și rămânea la aprecierea dumneaei. Dacă este obligația poliției să emită un astfel de ordin? Este obligația poliției să emită un astfel de ordin. Pentru că polițistul care a mers la caz trebuia să completeze acel risc, formular de risc pe care îl completează toate victimele violenței domestice și ar fi întrebat-o pe doamna dacă au mai existat astfel de situații. Cu siguranță există și în bazele de date ale poliției că domnul a mai fost într-o astfel de ipostază. I-ar fi emis un ordin de protecție pentru 5 zile, l-ar fi evacuat din casă, i-ar fi găsit sau i-ar fi găsit doamnei un refugiu, sunt tot felul de adăposturi pentru femei, iar după cele 5 zile, doamna ar fi decis singură dacă merge să-l prelungească în fața unei instanțe de judecată sau nu. Plângere împotriva domnului pentru violență domestică a depus doamna Focșa. Domnul Focșa spunea zilele trecute că mai discută cu soția și dacă se împacă, e posibil să-și retragă plângerea. În motivarea de la Constanța pentru situația din 2019, am văzut că doamna, după ce s-a emis acest ordin de protecție provizoriu în 2019, domnul Focșa ar fi amenințat-o. Așa spune instanța de judecată care a constatat acest aspect. Carmina, tu împreună cu Maria Coman aici... Să-și retragă plângerea de la vremea respectivă. Bun, eu vă aduc aminte o amenințare... care l-a băgat pe vântul în pușcărie, deși n-a zis să-ți fac eu, a zis pe mulți ca tine i-am îngropat pe dealurile Moldovei. Păi de ce n-au constatat organele că este amenințare și i-au făcut dosar pentru amenințare? Deci nu dosar pentru amenințare, uite așa ajunge omul parlamentar acum să facă chiar el legislația privind violența. Asta e o glumă proastă. Nu e o glumă proastă, este afirmația domniei sale. Care este o glumă proastă, pentru că am citit și eu comunicatul în weekend postat de domnia sa, reieșea dacă nu îl citea, îl reieșea că dumnealui este o victimă în casa dumnealui de la Constanța. Carmina, tu și Maria Coman aici la Antena 3 CNN ați făcut o campanie extrem de amplă și de profundă cu privire la acest fenomen, violența domestică. Și ați vorbit despre lucrurile care lipsesc din proceduri, din legislație. Câteva dintre lucrurile acestea au fost modificate ca urmare a campaniei pe care ați făcut-o. Însă vedem un caz concret. Și acum nu mă mai uit că e deputatul X sau că e vorba despre un om simplu, nu contează, da? Poliția, în fața unei astfel de fapte, ar fi trebuit să emită un ordin de protecție. E procedură. Nu s-a întâmplat asta. Nu s-a întâmplat. Doamne ferește, dacă vorbeam despre, cum am vorbit de multe ori, ați vorbit în campanie de foarte multe ori, dacă vorbeam despre o persoană care, deranjată de prezența poliției, reacționa și mai rău, se supăra și mai rău. Și cu ordin de protecție am avut crima de la coafor. Sigur. Grămadă de crime cu ordin de protecție. Dovada de și ordin de protecție întrebare. Se încadrează în aceeași chestiune. Rămâne fără efect. Se emite, s-a spălat pe cap. Îi lași în aceeași casă. Asta e o întrebare a mea. Adică, sigur că întotdeauna grijă cu ce fac autoritățile, cum e legea. Eu s-o apărăm pe doamna, sigur, de... soțul e doar un exemplu. Din nefericire, da, suntem pe primul loc ăsta, la violența domestică. Și sunt la curent cu statisticile. Eu spuneam, deci în cazul ăsta concret despre care noi vorbim, că acum deja am auzit-o și pe dânsa vorbind la televizor, l-am auzit și pe dânsul vorbind în... Da? Deci, în acest caz concret, de ce insistă dânsa să mai stea în aceeași casă cu dânsul? Că asta n-am... De ce ar trebui să plece dânsa? Nu știu. Deci ar trebui să plece dânsa? A plecat la mama ei, nu mai este. Nu, adică, de principiu, este la primul incident. Înțeleg că este la al multelea incident. Uite, hai să trecem și asta pe listă. Asta, adică... Instanța care zice, nu pot să-ți dau ordin de protecție, că locuiți în aceeași casă și amărâtul care este, uite, văd că e bine, mersi, are bani, invocă, n-are unde să se ducă, că locuiți în aceeași casă. Dar care e treaba mea, instanței? Treaba mea este să te protejezi pe tine. Este abuziv să se ducă cu chirie. Este treaba lui. Deci de aici noi suntem strâmbi în materia asta și în multe materii, dar în materia asta a violenței în familie suntem strâmbi din toate punctele de vedere. Că de ce s-a măritat cu ăla? Că de ce stă? Care copil? Păi nu, de ce stă e o întrebare bună. De ce stă e o întrebare bună, răspunsul totuși? Nu întrebare de, proastă, de ce stă? Răspunsul, Mircea, adică, din păcate, de cele mai multe ori, în România, în speța asta, este
că n-are bani să se mute, că depinde financiar. Eu vorbeam acum de cazul ăsta concret, eu nu vorbesc în generalități, că așa nu, putem da, să... Nu, vorbeam de cazul ăsta concret. Și în cazul ăsta, și în cazul ăsta concret. Ce înseamnă și în cazul ăsta concret. Problema este de ce trebuie să stea cu el în aceeași casă. Pentru că instanța a zis pentru că n-ai soluție. Nu, instanța trebuia să-l dea afară pe el, chiar dacă e proprietatea lui, să spună te duci cu chirie, deci, te duci este că unde vrei tu, pe câmpii, pe câmp, pe cort, pe ce vrei tu. Agresiunea dânsului, că n-are unde să se ducă, asta e răspunsul. În speța noastră concretă, eu nu vorbesc acum în general, în speța noastră concretă. Nu știm, putem doar să presupunem. Nu vreau să presupunem. Putem să presupunem că există acel proces de adopție. Bun, hai să, hai să nu ne concentrăm pe victimă, hai să ne concentrăm pe cetățeanul ăsta, înțeleg că s-a declarat bolnav de alcool. Și el este în Parlamentul României. Eu vreau să mă concentrez pe speță. Eu nu pot să mă concentrez doar pe o parte a speței. Mă concentrez pe toată speța. Păi nu, dar cel mai mult ori facem această greșeală. Ne concentrăm pe victimă. De ce stă victima? Eu nu e o greșeală. Eu nu mă concentrez pe victimă. Am pus și eu o întrebare. Adică eu totuși... Mă gândesc că e important să înțeleg mecanismul, dacă vorbesc despre o speță. Mecanismul care e complex. Mecanismul nu e de dezbătut aici, în emisiune, între noi Mircea, pentru că este foarte bogat în rațiuni, în motive. Foarte bogat. De cele atunci mai multe mai ori, ține de felul în care a fost educată femeia româncă de o anumită vârstă, de obligația de a ține familia, de a îndura, de religie, de copii, de familie și de lipsă de perspectivă. De ce zice lumea? Deci resorturile sunt atât de bogate încât nici nu m-aș uita la acest unghi care include întrebarea de ce stă femeia. Sigur că nu trebuie să stai. Uitam strict la acest caz, nu la tema. Eu nu discutam tema, m-am auzit-o pe dânsa explicând exhaustiv ceea ce s-a întâmplat și asta și văzând cum pune dânsa problema și cum explică și da, așa, nu avem în acest moment, da, nu avem pentru, în acest adică moment nu, răspunsul nu renunț la ca întrebarea să fim, mea în sensul în care nu spun că e o întrebare proastă. Eu cred că e o întrebare bună. Bun, o să mergem mai departe.